Vehicule duse la parcarea poliției, numere ridicate și zeci de încălcări depistate în doar câteva ore. Sunt rezultatele unei ample operațiuni desfășurate de angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică azi dimineață. Polițiștii au verificat actele șoferilor și dacă aceștia nu au restanță la achitarea amenzilor. Vadia Astra. Încălcare este cu limita de viteză. Astra în... Uite, aici mi-era după informația. Vreau, da, ce intersecție noi cunoașteți traseul respectiv. Limita de viteză 50 km/h, nu ați văzut lăsat 87 km/h. Astăzi, pentru ce ați fost oprit? Pur și simplu. Posibil. O verificare simplă, adică v-a dus aminte... Da, da. Păcatele mai vechi, da? Da. Și dacă majoritatea șoferilor au fost de acord cu abaterile comise, unii au avut obiecții față de amplasarea semnelor de circulație și corectitudinea acțiunilor efectuate de polițiști. Domnul Alexei, dumneavoastră aveți două încălcări la câmpie. Colegul ați vă fac cunoșteți. Deci aveți două încălcări în anul 2019 și luna noiembrie și septembrie de depășirea vitezei circulației pe drumuri stabilite. Deci una aveți pe strada Stăuceni, 64 de kilometri la oră. То, что вы там поставили этот знак 50, это вообще идиотизм. Стоучень? Да. Ну 64 это нормально, это нарушение? Полиция локалитет. А? Полиция локалитет, локалитет это 50 км на ор. Domnul Mihail. Da. În privința dumneavoastră, s-a întocmit un proces verbal. Că conduceți motocicletă fără categoria AM, care este obligatorie. Cum te-ai suit la volan fără permis? Cum? Așa te-ai suit până la 49 cubi și spate de condus. Înainte așa era. Eu prima dată e ca acum aud de alte reguli. Totuși au fost și șoferi exemplari. Bună ziua! Vreau să spun că sunteți un șofer exemplar, nu aveți încălcări. Drumul. Există așa un mit, toți șoferii de BMW sunt mai rei, spunem așa, pe stres. Dumneavoastră sunteți unul exemplar. N-are diferență ce marcă porți de mașină. Nu înseamnă dacă ai BMW, înseamnă că trebuie să mergi ca om normal. Potrivit reprezentanților INSP, scopul raidului efectuat dimineața este în primul rând disciplinarea conducătorilor auto pentru a preveni accidentele rutiere. Am decis să desfășurăm o operațiune mai amplă, ce ține de documentarea șoferilor, cât și prevenirea accidentelor rutiere. Prin aceste acțiuni ne propunem că să ducem la cunoștință sau să le explicăm conducătorilor auto că depășirea limitei de viteză sau exploatarea automobililor cu defecțiuni tehnice poate să aducă consecințe. Doar în primele două ore ale operațiunii, inspectorii de patrulare au întocmit în jur de 50 de procese verbale.